Elevii români au obținut, cum vă spuneam, 6 medalii la Olimpiada Balcanică de Matematică. Elevii noștri au obținut așadar punctajul maxim. În afară de aceste medalii de aur, ei au obținut și medalii de argint plus una de bronz. Este vorba de cea de-a 31-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică, ce s-a desfășurat în Bulgaria, în urmă cu doar câteva zile, perioada 27-26 mai, adică tocmai ce s-a încheiat. Potrivit unui comunicat de presă al Societății de Științe Matematice din România, la această competiție au participat echipe formate din către 6 elevi din Albania, Bulgaria, Cipru, Macedonia, Grecia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia și Turcia. Și au mai fost și din alte țări, Azerbaijan, Italia, Kazahstan, Arabia Saudită, chiar Turkmenistan și Marea Britanie. Important este că elevii noștri au obținut aceste 6 medalii de aur, plus 3 de argint și una de bronz. Este o competiție anuală la care participă elevi de liceu și presupune rezolvarea de către fiecare participant în cel mult 4 ore a 3 și maxim 4 ore 30 de minute, a 4 probleme de geometrie, teoria numerelor, combinatorică și algebra.